pentru zona șoseaua Iașului sunt prevăzute mai multe obiective lângă locuințele pentru tineri. Aceste obiective se referă și la grădiniță, biserică, spații diverse. Au fost aprobate atunci când s-a solicitat transferul de proprietate. În zonă nu este nicio biserică care să deservească o comunitate majoritară creștină ortodoxă, așa cum se numește. Iar prezența în Iașilor, botoșenilor, în curțile bisericilor atunci când sunt evenimente, în zile de sărbătoare, cred că nu mai are nevoie de nicio explicație și nici un sondaj dacă sunt de acord botoșenilor sau nu cu această biserică. Și aceasta este părerea mea. Drept dovadă, am făcut propunerea către noastră care se lucra în consecință. Vreau doar să mai adaug și să subliniez încă o dată că acest obiectiv face parte din planul care a fost aprobat pentru această zonă, așa cum a fost gândit inițial când am primit tot acest